La poliția rutieră sunt atât de documentele, vă rog. Vă dau. Da, o să vă identificăm. Nu și documente? Trebuie să dăm pe documente. Ce spuneai că nu merg BMW-urile? Uite că merg, mă! Fetele, vă rog, nu să manevrați cu spatele, eu o să vă țin banda și să-mi intrați aici pe stradă. Bine? Da, da, haideți! Bun! Să vreau să mă prezentați și asigurarea. Da. Permisul și buletinul, vă rog. Motivul pentru care ați fost oprit, ați depășit limita de viteză. Imediat vă comunic. Prezentați-mi, vă rog, documentele, să văd cu cine stau de vorbă.
spațiu ca lui, vă rog să prezentați documentele. Ce să fie mare? Depinde ce înțelegi noastră prin viteză mare. 104 se pare o viteză mai cam mare pentru limita de viteză de 50 de km la oră pe sectorul de drum pe care a circulat dumneavoastră. Bun. Spate la gol, la acolo, așteptați în autovehicul, nu se împătrește. Domnul, toți lucrăm. Nu există nici amendă, se reține măsura complementară, se reține permisul de conducere de perioadă de 90 de zile. Am revat o autoferință foarte gravă. Vreau să vă că nu mai știe pe care parte. Uitați-mi documentele. Domnul Capotescu, motivul pentru care ați fost oprit, filmat și înregistrat de aparatul radar cu viteză peste limita legală. Pe trei de siguranță obligatorie se poartă nu numai ca să nu fie o mașină, e foarte normal. Nu. Ok. Bun? Și 36 cu 1, nu? Poliția rutieră, sunt agentul șef principal cu toate documentele. 71. Se mai întâmplă. Lăsăm-o jos, vă rog. Puteți-o jos. Agentul șef principal cu toate documentele.
85. Poftiți? Păi plecați în cam în 10 minute după ce vi se întocmește procesul verbal. Da, da. Permisul și buletinul. Da, eu nu vreau să vă dau amende pentru acest. Agentul șef principal, ciocanul de la poliția rutieră, documente. Da, deci... Da, luați-vă din gazdan. Da, da, vezi și dumneavoastră în radă, deci știți că s-a avut omul. Momentul în care am prea tare, n-am mai simțit. Asta e, ce se face?